Prieteni, bună seara! Începe misiunea politică și astăzi invitată mea este președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și începem cu subiecte de actualitate. Vizita dumneavoastră de astăzi la ședința CSM. Am vorbit cu câțiva judecători. Reacțiile au fost diferite. Unii aplaudă, alții au anumite semne de întrebare. Și pentru că eu sunt jurnalist, deodată încep cu criticile. Iată două mesaje care mi-au trimis doi judecători. Primul, noi suntem de acord că e necesar de curățat sistemul, însă contează și forma în care este transmis mesajul. E una când președintele invită la dialog și e alta când ne organizează o execuție publică, impune propriul punct de vedere, ignorând în totalitate independența actului de justiție. Și doi, important este cu apă să nu arunce pruncul. După asemenea ieșiri, există riscul să fie discreditat cu totul sistemul judecătoresc și atunci oamenii vor prefera să-și rezolve problemele luând furcele în mână și nu mergând în judecată. Este sau nu imixtiune în justiție vizita de astăzi la CSM? În primul rând, asta nu a fost o ședință a CSM. Aceasta a fost o solicitare din partea mea de întâlnire, deci nu a fost o ședință obișnuită și majoritatea membrilor CSM au venit la această discuție. Eu am mers acolo ca să transmit niște mesaje foarte clare și niște mesaje foarte serioase, pornind de la analiza pe care o fac de luni de zile în această funcție în care sunt și am acces la informații, mai multe decât altă dată. Și pornind de la lucrurile care se întâmplă astăzi, în aceste săptămâni, în aceste luni, evident că noi cu toții înțelegem că e nevoie de o reformă foarte serioasă în domeniul justiției și de asta e nevoie de o majoritate de oameni cinstiți în Parlament care să sprijine această reformă, pentru că reforma trebuie votată în Parlament, sunt legi care trebuie votate. Dar până ajungem acolo, se întâmplă lucruri astăzi, deci se dau decizii în aceste zile, decizii care dăunează major statului. Deci sunt riscuri enorme, așa cum am spus și astăzi, riscuri pentru sectoare întregi, dacă vorbim de sectorul asigurărilor sau chiar și de sectorul bancar, pentru că se încearcă și acolo atacuri la anumite bănci. Se iau decizii care pun piedici unor instituții care încearcă să oprească contrabanda, așa cum am menționat un exemplu, și aceste mesaje trebuie să le audă toți judecătorii. Dar de unde dumneavoastră puteți înțeleg că aceste decizii sunt legale sau ilegale dacă nu sunteți jurist? E foarte clar că sunt ilegale, pentru că inclusiv aceste lucruri le discutăm și cu reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate și cu reprezentanții procuraturii și unele dintre aceste lucruri le discutăm la Consiliul Suprem de Securitate pentru că au tangență cu subiectele pe care le punem pe agenda Consiliului Suprem de Securitate. Și aceste mesaje trebuie transmise. Eu am sentimentul că judecătorii în mare parte înțeleg că se comit ilegalități, abuzuri, dar am sentimentul că ei nu înțeleg amploarea acestor lucruri și cât de mare este paguba pe care o provoacă aceste decizii. Unul ia aici o decizie ilegală, altul ia dincolo o decizie ilegală și tot așa. Și întrebarea mea a fost, cine oprește acest dezmăț? Cine oprește aceste ilegalități? Pentru că ele, cu adevărat, pun în pericol securitatea statului. Dar există riscul că va fi, cum a spus unul dintre judecători, va fi aruncat cu apă și pruncul? Sistemul trebuie să se curețe. Totuși nu este corect de generalizat lucrurile. Eu nu am generalizat. Eu le-am spus că sunt sigură că sunt judecători onești, dar nu am văzut să-i promoveze în funcție. Chiar și acolo unde CSM-ul are putere de a promova oameni în funcție și am făcut referință la deciziile care s-au luat acum câteva zile. Am făcut referință la deciziile care s-au luat în raport cu judecătorii la Curtea Supremă de Justiție și tot așa. Deci am auzit argumentele CSM-ului că nu are suficiente pârghii, dar nu am văzut nici o ieșire publică foarte puternică din partea lor, că e nevoie de schimbat legea A, B, C, D, e nevoie de modificat un lucru sau altul ca instituția să poată să-și facă treaba bine. Și în același timp, și acolo unde sunt prerogative, am văzut decizii controversate. Acum vreau să fie foarte clar, responsabilitatea nu este doar a CSM-ului. Pentru că putem să discutăm despre ce se întâmplă la CSJ, putem să discutăm ce se întâmplă la tot felul de instanțe unde se dau decizii absolut greu de imaginat. Deci e vorba de problema din sistem. Și da, eu sunt omul care am venit să le spun
cum arată la macronivel ceea ce fac ei în sistem și, doi, să le spun că cetățenii așteaptă această reformă și ei trebuie să se mobilizeze și să demonstreze că vor să curățe sistemul. Dacă este vorba despre mesajul clar transmis, vreau să înțeleg ce au căutat atunci la această, la această întâlnire doamna Olesia Stamate, care este pe locul 13 în lista PAS. Doamna Olesia Stamate este consilierul meu pe justiție și era firesc să fie la acea ședință. Ea nu a degrevat din funcție. Există indicațiile cecului care spun foarte clar cine e obligat să degreveze din funcție și cine nu este obligat, deși n-a fost absolut nicio încălcare. Dacă la un moment doamna Stamate o să decidă să degreveze din funcție, e altă poveste. Dar acum lucrurile au fost... există totuși un anumit transfer de imagine, pentru că ea se află în campanie. Conflict total... de interes, ea se află în campanie electorală. Așa puteți să spuneți despre orice pe transfer de imagine. La sigur am nu fi spus, există doamnă Saldo. Nici o ilegalitate. Uitați-vă. Și vă invit să consultați documentul CEC și o să vedeți... Sunt aproape convinsă, aproape convinsă, sunt gata chiar să pariez. Dacă astăzi, fiind președintele țării, la întâlnire cu CSM venea Igor Dodon, fiind președinte de țară, împreună cu, să zicem, candidatul de pe listă pe CRM, domnul Libedinski, ar fi fost rupt în bucăți. 100% ar fi fost ars pe rug. Igor și toată lumea ar fi spus Igor despre conflict de interese. N-a demonstrat absolut niciodată angajament față de reforma justiției. Dimpotrivă. Și ceea ce am făcut eu astăzi la CSM nu a fost pentru un partid sau altul, pentru PAS sau pentru anumiți candidați. Asta este îngrijorarea majoră a cetățenilor și asta este un risc major pentru țară. Atât timp cât doamna Stamate este consilierul meu, n-a fost absolut nicio ilegalitate. Deci lucrurile... Deci nu vedeți o problemă aici. Nu, bineînțeles, și v-am spus că puteți să consultați și indicațiile cecului în acest sens. Nu, bine, există, știți, buchea legii, dar există și spiritul legii. Deci aici, dacă vorbim despre spirit și condiții egale pentru toți, trebuie să, trebuie să ne punem semn de întrebare dacă a fost asta frumos, corect sau nu a fost. Nu a fost nimic care să privească un partid sau altul. Noi am vorbit despre probleme foarte serioase și... Nu trebuie să fugim de la problema necesitatea reformei justiției și să discutăm elemente care sunt auxiliare. Dacă tot ați vorbit astăzi despre problemele de sistem în sistemul judecătoresc, vreau să vă întreb, totuși, în viziunea dumneavoastră, concret, cum poate fi asanat sistemul judecătoresc? Credeți că este suficient de schimbat unii oameni cu unii judecători cu alți judecători? Sau e nevoie și de schimbarea anumitor mecanisme? Pentru că există diferite păreri în acest sens. Noi putem, de exemplu, să aducem mai mulți judecători tineri, așa cum a fost și pe timpul la Plăhotniuc. Mulți judecători tineri au intrat în sistem. Dar pe aceeași problemă, judecători diferiți pot lua decizii absolut diferite, inclusiv diametral opuse. Dacă ar fi fost introdus exemplul precedentului în sistemul nostru, atunci ar dispărea factorul de risc. Pentru că în cazul în care pe o problemă a fost luată o decizie, așa cum se întâmplă în țări europene, nu mai poate judecătorul de la Ciocana sau, nu știu, de la Buicani să ia o altă decizie care deja a fost luată cândva. Sau, de exemplu, să fie introdusă regula, nu știu cum e corect în limba română, zalog. Așa încât să nu există factorul de risc atunci când se decide care este măsură preventivă. Atunci nici judecătorii, nici procurorii nu pot umbla cu oamenii de afaceri sau cu cine și să spună că bine, plătești 5.000 de euro și vei fi plasat în arest la domiciliu. Poate e nevoie de schimbat nu doar oamenii, dar și mecanismele? Eu să vă contrazic. Eu cred că sistemul nostru a demonstrat că poate să emită orice decizie în orice condiție. Și foarte puțin contează care sunt limitele în care sunt puși judecătorii. Pentru că noi de-a lungul timpului am văzut decizii extrem de controversate și vă amintesc aici de dosarul Andromatului și vă amintesc aici de multe alte lucruri care au fost făcute, iarăși aceleși atacuri Raider, decizii judecătorești prin care statul a fost privat sau proprietatea statului pur și simplu a fost furată prin decizii judecătorești și împărțită la tot felul de oameni care s-au împărțit cu acești judecători. Deci nu, în primul rând, este vorba despre intenția de a reforma sistemul și de a-l face să funcționeze corect. Sunt și elemente care pot să ajute. Unele dintre ele au fost menționate azi și la ședința Consiliului Suprem, Consiliului Superior al Magistraturii, că e nevoie de schimba prerogativele aici, că e nevoie de schimba regulamentele dincolo.
Astea sunt elemente, dar cel mai important element este voința de a schimba sistemul. Și din păcate, eu nu văd astăzi o masă critică de judecători onești și curajoși. Eu nu zic că nu există o masă critică de judecători onești, dar eu nu văd o masă critică de judecători onești și curajoși. Pentru că s-a discutat că e nevoie să se întâmple adunarea generală a judecătorilor și e adevărat, trebuie să se întâmple această adunare, dar noi am mai văzut adunări. Și eu mă întreb dacă o să fie o repetare a lucrurilor care s-au întâmplat în trecut, atunci când o mână de judecători corupți au manipulat și au promovat în funcții, respectiv și-au promovat deciziile care le convin lor, iar oamenii onești au rămas în umbră. Ceea ce cred eu astăzi este că sistemul nu poate să se schimbe de unul singur. Noi am discutat, o să vedem cu ce propunere o să vină membrii Consiliului Suprem. Ce vă așteptați de la acea întâlnire care va avea loc peste o lună? Să vedem care sunt propunerile concrete și eu sunt sigură că vor fi propuneri bune care vor îmbunătăți sistemul, dar la nivel de schimbare serioasă, eu cred că e nevoie în continuare de această evaluare externă a judecătorilor, care se întâmplă în mai multe țări, putem să învățăm deja din experiența unor țări din regiune. Dar e nevoie și de un cadru legislativ. E nevoie de o majoritate de oameni onești în Parlament care să voteze pentru aceste legi. Despre alegeri un pic mai târziu, pentru că tot vorbim despre justiție, vreau să vă întreb. Cât de des vă întâlniți cu procurorul general Alexandru Stoianoglu? De la caz la caz. Deci uneori ne întâlnim la ședințele Consiliului Suprem de Securitate, altădată avem discuții separate pe anumite subiecte. Este de când sunteți președinte și aveți posibilitatea să comunicați cu el în alt... Eu nu știu dacă aveați posibilitatea să comunicați cu el înainte de asta. Ce impresie v-a creat? El dorește să schimbe lucrurile în justiție? Din păcate, trebuie să spun că procuratura în continuare este ineficientă. Acum, motivele pot fi diferite și putem să le discutăm. Dar judecând după rezultate, procuratura este în continuare ineficientă și nu oprește schemele mari de corupție și nici nu vedem suficient progres pe schemele de corupție care s-au întâmplat în trecut. Și asta, evident, transmite un semnal de slăbiciune a instituțiilor statului, un semnal de slăbiciune a instituțiilor care trebuie să combată corupția și aceasta îi invită, dacă vreți, îi încurajează pe hoți, pe aceste grupări criminale pe care le avem în țară, să continue cu acțiunile pe care le fac. Dar această lipsă de rezultate ține de procuratorul general sau de sistemul judecătoresc? Sau și de unul și de altul? Cred că este o combinație. Bineînțeles, astăzi ați auzit un membru al CSM-ului care a spus e treaba procuraturii să vină și să ancheteze, să probeze, să sancționeze judecătorii corupți. Și este adevărat, procuratura are un rol foarte important. CSM-ul spune că procuratura nu a venit să ceară scoaterea imunității judecătorilor, pentru că așa se întâmplă lucrurile, că altfel CSM-ul este dispus să scoată imunitatea pentru ca unii să fie anchetați, cei care sunt suspectați. Pe de altă parte, am văzut o situație când, fără să fie nevoie să se scoată imunitatea judecătorului, pentru că atunci când e caz clar de corupție, procuratura acționează fără acordul CSM-ului. Am văzut că acțiunea procuraturii a fost imediat anihilată, anulată de către judecători. Și e un cerc vicios în care nici o instituție nu este eficientă și nici alta. Da, asta am văzut suficient în ultima vreme. Pentru că vorbim despre... Nu vreau să vorbim doar despre justiție, dar ca să încheiem aici. Recent am văzut cazul recuperării banilor care i-au aparținut lui Luca Filat, dar mai sunt și alți bani care pot fi recuperați. Exact. Dumneavoastră, 2 ani în urmă, când ați fost într-o vizită oficială în Statele Unitele Americii, ați solicitat sprijinul SUA în ceea ce ține investigarea fraudei bancare. Cum s-au mișcat lucrurile în acest sens? E posibil ca SUA să ne ajute să recuperăm o parte din bani, ținând cont de faptul că, în mare parte, tranzacțiile au fost făcute în dolari și atunci când tranzacțiile sunt făcute în dolari, inclusiv SUA are dreptul să facă o investigație. Așa a fost în cazul lui Firtăș și Ucraina. În primul rând, trebuie să spunem că în acest caz de recuperare a banilor de către Marea Britanie, nu a fost deloc participarea instituțiilor din Republica Moldova. În Marea Britanie există o lege pe care ei o aplică acum. Dacă persoana are
mulți bani și nu poate să dovedească proveniența acestor bani, deci nu trebuie să dovedească că de unde i-a luat și cum i-a luat. Dacă nu poți să faci dovada provenienței legale, banii se confiscă. Și asemenea discuții eu am cu toate țările unde noi presupunem că există personaje din Republica Moldova, deci cu majoritatea țărilor europene avem această discuție, cu Statele Unite nu am avut această discuție de curând, pentru că ei au avut această schimbare, mă rog, au și ei alegeri, o să abordez acest subiect, dar cu țările europene am discutat cu majoritatea dintre ele și sperăm să avem... Ați vorbit anume despre recuperarea banilor sau despre ajutor în am vorbit despre recuperarea banilor și despre arestarea proprietăților hoților moldoveni și pe care... teritoriul acestor țări. Și când am putea să vedem, să se mai întoarcă niște sume de bani? Nu pot să spun exact, pentru că cazurile sunt diferite, dar absolut cu toți cei unde credem noi că sunt resurse de proveniență din scheme de corupție din Republica Moldova, absolut cu toate țările am vorbit și o să continuăm să lucrăm. E adevărat că aici ar fi mai ușor dacă și instituțiile, procuratura, nu doar președinția, dar procuratura, agenția de recuperare a banilor publici s-ar implica mai activ. Da. Exact. Să vorbim și despre alte instituții. Înțeleg că sunteți președintele țării care activează în limitele legii ceea ce este scris în Constituție, dar totuși, pentru că ați promis, asta a fost unul dintre promisiunile dumneavoastră, luptă cu corupția și decăpturarea continuă a instituțiilor statului. Câteva instituții de reglementare care așa și-au rămas neatinse, dacă și-au fost schimbate componențele acestor instituții doar parțial, dar de fapt șefii cum au fost numiți pe timpuri, așa și-au rămas. Consiliul Concurenței, vă întreb în contextul că foarte multe întrebări care au venit astăzi la adresa dumneavoastră țin de scumpirea prețului la carburanți. De la începutul anului, în doar 6 luni, avem 33%. Majorarea prețurilor. Când ne uităm ce se întâmplă pe piața globală, cam greu de înțeles de ce asta se întâmplă. E ușor de înțeles. Deci v-ați întâlnit cu domnul Raducan? Bineînțeles că l-am chemat și la Consiliul Suprem de Securitate. Cetățenii trebuie să înțeleagă că acest Consiliu se subordonează Parlamentului și eu din 2019 am încercat să promovez în Parlament ideea unei evaluări externe și schimbarea managementului acestui Consiliu. Socialiștii nu au susținut această idee, socialiștii l-au protejat în continuare pe conducătorul acestui Consiliu care trebuie să asigure concurența și la Consiliul Suprem de Securitate încă o dată am făcut o recomandare către Parlament pentru că nici președinția și nici Consiliul Suprem de Securitate nu are această prerogativă legală ca să poată să schimbe lucrurile acolo, dar e adevărat, menținem un Consiliu al Concurenței care nu-și face treaba, se plătesc bani mari și se creează impresia că acest Consiliu este în cârdășie cu anumite industrii, în cazul de față vorbim despre petroliști, pentru că nu avem absolut nicio acțiune. Și în lipsa acestor acțiuni vedem aceste creșteri de prețuri, care până la urmă cred că este și un sabotaj sau sunt niște acțiuni concertate, sigur, și intenționate, inclusiv pentru a influența politic lucrurile. Iată, vreau aici să vă întreb, a influențat politic sau pur și simplu este vorba despre un câștig de bani? Pentru că atunci când toată lumea vedem, prețurile, toată lumea câștigă mai mult. Dacă vedem declarațiile unor petroliști de anul trecut, care spun la presă că s-au întâlnit cu președintele precedent și au convenit să nu majoreze prețurile în campanie electorală, deci avem o dovadă foarte clară că anul trecut s-au întâlnit, în primul rând, asta este deja o ilegalitate și este o dovadă a acțiunilor concertate în momentul în care s-au înțeles, au promis și respectiv prețurile au fost menținute la un anumit nivel. Acum lucrurile se întâmplă pe invers și evident există foarte multă minciună și manipulare, așa cum există și pe prețurile la pâine, în situația în care perjul ministrului Dodon a tot insistat să nu se pună interdicție la exportul grâului din rezervele de stat și acum vedem creșterea prețului la pâine. Deci ei sabotează special niște procese așa încât oamenii să ajungă să trăiască și mai rău, sperând că aceste lucruri îi vor ajuta să obțină voturi. Consiliul Audiovizualului.
Este o instituție în subordinea Parlamentului. Știți foarte bine acest lucru. De aceea e nevoie și o promisiune pe care am făcut-o este că le voi reda cetățenilor posibilitatea să aleagă un alt Parlament și ne-am îndeplinit această obligațiune, deci acest angajament. Iată acum ne pune speranțele în participarea cetățenilor la vot, în faptul că cetățenii, repet, vor vota pentru oameni onești și vom avea o majoritate de oameni onești. Dacă și atunci, și atunci o să putem să corectăm lucrurile și la Consiliul Audiovizualului și la Consiliul Concurenței și la multe alte instituții care sunt subordonate Parlamentului. Eu presupun că am observat Consiliul Observatorilor al Televiziunii Publice. N-a observat nicio problemă și n-a văzut încălcarea dreptului la pluralism politic atunci când, de exemplu, în ziua în care Curtea Constituțională lua decizie foarte importantă în ceea ce ține mersul lucrurilor în țară, mă refer la posibilitatea de a dizolva Parlamentul, invitatul în acea seară a fost doar Igor Dodon. Pentru că acest Consiliu în continuare este controlat de Partidul Socialiștilor. Asta este realitatea. Dar vreau să înțeleg, atunci când dumneavoastră ați avut inclusiv adresări către cetățeni sau când ați participat la emisiuni la televiziune publică, trebuia să fie solicitarea dumneavoastră sau vă vine invitația, doamna Sandu? Atunci când am avut eu adresări, bineînțeles că a fost solicitarea noastră. Uneori mai vine și câte o invitație, dar foarte rar. Dar, în general, cum s-a schimbat atitudinea față din noastră de momentul în care ați devenit președinte? Eu mă refer la televiziunea publică. Eu cred că puteți să vedeți de câte ori a participat și a fost invitat Igor Dodon anul trecut când era în funcție și de câte ori am fost eu invitată anul acesta și puteți să vedeți care este diferența. Repet, conducerea acestei instituții, cu toate că este o instituție publică, este controlată de Partidul Socialiștilor. Lucru incorrect, ilegal, abuziv, dar iarăși acest lucru poate fi schimbat doar de Parlament. Deci cam tot ține de Parlament în cazul în care Parlamentul va fi schimbat. Dar ce noi facem în cazul dar în care noi nu putem vom schimba avea Parlamentul? Dar dacă noi nu vom avea majoritatea despre care vorbiți, și asta este foarte important. Despre asta, după o scurtă pauză de publicitate, rămâneți cu noi. Mercur Retrograd, de luni până joi, la 17:30, la TV8. Tensiune, intensitate, demascare și cunoaștere. Puterea e plină de slăbiciuni, frici, dar și virtuții. Mariana Rață le scoate pe toate din cutia neagră și provoacă la adevăr. În fiecare lună, la 20:00. Fiecare zi aduce noi evenimente pe scena politică, noi dezbateri, tot noi întrebări, iar vineri, în direct, vom avea și răspunsuri. Răspunsuri la mai multe întrebări, comentarii la evenimentele care contează. Întreabă Ghețu, într-o dimensiune nouă, de la ora 20, în fiecare vineri seara, doar la TV8. Lucruri ciudate astăzi se întâmplă în lume și în sori. Tună iarna și plouă, ninge vara pe flori. Lucruri ciudate de tot se întâmplă pe glob. Știrile pe care le scriu eu sunt despre oameni și pentru oameni. Despre viață, emoții. Să ne rugăm la oameni să respecte, pentru că noi nu rezistăm așa flux mare de pacient. Orice lacrimă este un strigăt de disperare. Să pui accentul cu incluziune pe persoane cu dizabilități. Sunt știri despre necazuri, despre eșecuri, despre succese. Majoritatea gardurilor au fost smulse din temelie, iar tone de nevoie.
când reportajele mele au un impact atât de semnificativ, atât pentru mine, cât și pentru oameni care îmi încredințează istoriile lor, mă simt împlinită. Știri cu Diana Popa, de luni până vineri, ora 17:00. В новом году, в новое время. Отныне смотрите выпуск новостей на русском языке по будням в 22:00. Мы расскажем о самых ярких событиях дня. Не пропустите в прямом эфире на ТВ8. Новости с Юлией Будеч. С понедельника по пятницу в 22:00. Abundente au făcut prăpăd și locuri. Lucrătorii medicali au urcat în caiace. Astăzi masca este obligatorie în spațiu. În general trebuie să se preocupe de judecători. Ce înseamnă asta? Veți achita. Trebuie să se preocupe de judecători care nu păstrați distanța. De ce mă brăscați? De ce nu mă lăsați? Avem nevoie de declarații. Sunt Mihaela Dicusar și vă invit în fiecare weekend la știri. Știri de weekend cu Mihaela Dicusar, de la 19:00, doar la TV8. Ежедневно по будням я и мои коллеги спешим к вам рассказать о самых значимых событиях уходящего дня, о проблемах и достижениях страны, о чаяниях и радостях граждан, о взлетах и падениях и, конечно же, истории успеха. Все это с понедельника по пятницу не пропустите в 22:00 в прямом эфире на ТВ8. Новости с Яной Степаненко с понедельника по пятницу в 22:00. Меркур ретроград. Де лунь пына жой, ла 17:30, ла ТВ8. Tensiune, intensitate, demascare și cunoaștere. Puterea e plină de slăbiciuni, frici, dar și virtuții. Mariana Rațe le scoate pe toate din cutia neagră și provoacă la adevăr. În fiecare luni, la 20:00. Fiecare zi aduce noi evenimente pe scena politică, noi dezbateri, dar noi întrebări. Iar vineri, în direct, vom avea și răspunsuri. Răspunsuri la mai multe întrebări, comentarii la evenimentele care contează. Întreabă Ghețu, într-o dimensiune nouă, de la ora 20, în fiecare vineri seara, doar la TV8. Lucruri ciudate astăzi se întâmplă în lume și în sori. Tună iarna și plouă, ninge vara pe flori. Lucruri ciudate de tot se întâmplă pe glob. Știrile pe care le scriu eu sunt despre oameni și pentru oameni. Despre viață, emoții. Să ne rugăm la oameni să respecte, pentru că noi nu rezistăm așa flux mare de pacient. Orice lacrimă este un strigăt de disperare. Să pui accentul cu incluziunea pe persoane cu dizabilități. Sunt știri despre necazuri, despre eșecuri, despre succese. Majoritatea gardurilor au fost smulse din temelie. Când reportajele mele au un impact atât de semnificativ, atât pentru mine, cât și pentru oameni care îmi încredințează istoriile lor, mă simt împlinită. Prieteni, noi continuăm să discutăm cu președinta țării, doamna Maia Sandu. Vreau să vorbim un pic despre guvern în exercițiu. Eu înțeleg că deputații PAS au tot dreptul să spună ceea ce vor și dumneavoastră nu trebuie să comentați ceea ce îi spun, dar totuși, dacă mă uit la ceea ce postează mai mulți membri PAS, se vede o ușoară diferențiere dintre miniștrii lui Dodon, cum numesc ei, Voicu, Fadei Năgăcevski și alții, și premierul domnul Ciocoi. Dumneavoastră, vedeți această diferență? Faceți această diferență dintre Ciocoi și alți
membrii guvernului. Bineînțeles că oamenii trebuie judecați după acțiuni. Și în momentul în care prim-ministru încearcă să adopte decizia pentru a nu pierde aceste 90 de milioane de dolari din partea USAID-ului, proiecte care sunt importante pentru economie și unii miniștri boicotează ședința sau votează împotrivă, evident că trebuie să faci diferența. Sau atunci când a fost și problema cu prelungirea interdicției la exportul grâului din rezerva de stat. Prim-ministru încearcă să pună pe agenda și vine ministru Perșu și spune că nu, că nu e nevoie, după care se dovedește că totuși această decizie a fost proastă, a dus la creșterea prețului la pâine și oamenii au de pătimit din cauza asta. Deci atunci când oamenii iau decizii, unul vrea să ia o decizie bună și altul ia o decizie proastă, evident că lucrurile trebuie văzute diferențiat. Dar domnul Ciocoi, deschis vă spune despre acest sabotaj din partea ministrilor? Eu văd acest sabotaj. Bineînțeles că noi discutăm și discutăm despre lucrurile care, subiectele care trebuie aprobate și noi facem recomandări pentru guvern și la Consiliul Suprem de Securitate. Deci, după care vedem și public, pentru că ședințele, slavă Domnului, sunt publice și vedem public cum și cine sunt miniștrii care se opun. Și e clar că sunt sabotorii, sunt miniștrii ghidați de Igor Dodon. Haideți să discutăm cazul cu Motorina. Deci Motorina a fost promisă de către președintele României în decembrie. Din decembrie până acum nu s-a elaborat mecanismul prin care să poată să fie distribuită această motorină, știindu-se că fermierii au fost afectați foarte grav de secetă și că au mare nevoie de această motorină. Iată, e sabotaj pe față, fără niciun pic de rușini. Și e clar cine sabotează lucrurile, pentru că aici era responsabilitatea Ministerului de Interne, în conlucrare cu Ministerul Justiției, cu Ministerul Agriculturii. Deci lucrurile se văd. Dar apropo de sabotaj, Comisia Electorală Centrală a solicitat pentru alegeri 125 de milioane. Deocamdată au fost găsiți în jur de 70. În cazul în care restul banilor nu vor fi găsiți, ce facem? Ce înseamnă nu vor fi găsiți restul banilor? Ministerul Finanțelor a indicat foarte clar care sunt modalitățile legale prin care banii pot fi mobilizați. Aceste modalități... Vorbim despre sabotaj. Și dacă va fi sabotat acest lucru? Se-și asume acești miniștri că din cauza lor nu se organizează alegerile și există răspundere penală pentru acest lucru. Deci ce înseamnă să nu vrea să voteze? În general, ce înseamnă un ministru să nu vină la ședința guvernului? Și vedem unii ministri care nu vine deloc. Sau are un motiv? În fiecare zi, deci de fiecare dată, are motiv? Poate, nu știu. Oamenii ăștia, evident că sunt foarte irresponsabili și, doi, îndeplinesc niște comenzi politice. Dincolo de faptul că sabotează și toate deciziile care sunt bune pentru cetățeni, mai și hărțuiesc oamenii. La deci, ce vă referiți? Mă refer la aceleași lucruri pe care le vedeam și pe timpul lui Plahotniuc. De exemplu, oamenii lui Voicu s-au pornit să hărțuiască oamenii în teritoriu, cei care sunt vin de la alte partide politice. Cunoașteți cazuri concrete? Da, bineînțeles. Avem informații. Dar cum oamenii... se întâmplă, de exemplu? Cum se întâmplă? Noi ținem minte cum asta a fost pe timpul lui Plahotniuc. Dosare penale, chestii, dar acum cum? Oponenții politici ai socialiștilor sunt urmăriți, se încearcă să se colecteze tot felul de materiale compromițătoare, se încearcă să-i sperie. De exemplu, eu am primit astăzi o informație, am primit mai multe informații la subiectul ăsta, că oamenii sunt opriți de poliția rutieră, așa, fără niciun motiv, în mod abuziv. Și când șoferul întreabă, da, de ce m-ați oprit, li se spune, pentru că Maia Sandu a dat ordin să vă oprim pe toți. Astăzi mi-a spus cineva dintr-un raion că polițistul a redirecționat, a închis drumul central în localitate și a redirecționat mașinile pe străzi mai mici, prin fața caselor oamenilor. Și când oamenii au întrebat, de ce asta? De ce închideți drumul? Au spus că asta este indicația mea. Deci, Voicu este același ostaș al lui Plahotniuc, cu aceleași metode, încearcă să slujească... Da, eu vreau să înțeleg dumneavoastră, cum primiți aceste informații? Asta oamenii din sistem, din cadrul Măiului, vă livrează informații? Sunt și oameni din sistem și sunt și oameni care, odată opriți de poliție, ne transmit mesaj, ajung la noi și ne spun, uite... Ce ne-au spus nouă? Dar vreau să înțeleg, și este un caz doar. Sunt mai multe cazuri. Dar vreau să înțeleg doar. Cum simțiți acest sistem? Este monolit? Este un sistem slab care nu o să țină. Și orice ar încerca ei să facă, nu o să reușească. Pentru că
Oamenii au înțeles care este problema majoră acestei țări, este corupția și sunt toți acești reprezentanți ai sistemului corupt. Și oamenii au înțeles că ei sunt puternici. Ei au puterea în mâinile lor datorită faptului că avem aceste alegeri parlamentare anticipate și oamenii vor decide. Și eu sunt sigură că oamenii vor decide în favoarea deputaților onești și orice încercare de intimidare, de sabotaj, de manipulare nu o să ajute personajele care încearcă să se mențină la putere prin. Și totuși, care este riscul că în afară de aceste 70 de milioane bani nu vor mai nu fi alocați? Există asemenea risc. Deci nu există. Nu poate nimeni să-și asume un asemenea abuz. Să, din cauza unui ministru interimar, să nu se întâmple alegeri. Deci asta e o răspundere penală sigură. Ministerul de Externe a făcut calcule pentru 190 de secții de vot peste hotare. Dar oricum, într-un final, Comisia Electorală Centrală urmează să decide. Vor fi deschise toate? Asta sper. Ministerul de Externe a făcut calculele sale din informațiile pe care le-au prezentat ambasadele. Există și sistemul de înregistrare și am văzut un număr destul de mare de oameni care s-au înregistrat. Și respectiv, acum Comisia Electorală Centrală, având această informație, trebuie să ia aceste decizii. Prim-ministru a declarat că pot fi folosite anumite resurse ale ministerului pentru ca să se organizeze alegerile, deci să se finanțeze deschiderea mai multor secții de vot. Nu văd o problemă aici. Totul este transparent, informația vine de la minister, informația vine prin sistemul de înregistrare și e nevoie doar de aceste decizii. Dar cum în general simțiți că va fi organizat scrutinul? Corect, incorrect, pentru că noi suntem într-o situație în care nu este clar ce e cu puterea în stat. Există președinte Maia Sandu, există parlamentul actual care deja a fost dizolvat, există un guvern interimar, există Comisia Electorală Centrală care a fost, competența care a fost schimbată după 2019, dar în același timp a urmat acuzații inclusiv din partea PAS că această numă este independentă. Cum va fi organizat acest scrutin? Mesajul meu către membrii Comisiei Electorale Centrale a fost să facă tot posibilul ca acest scrutin să fie liber și corect. La aceste alegeri vom avea mai mulți observatori internaționali decât la prezidențiale, pentru că situația pandemică permite. Vom avea și observatori pe termen lung, care vin mai devreme. Vom avea și observatori în ziua alegerilor. Comisia Electorală Centrală, repet, are rolul principal și cred că are toate resursele ca să organizeze, inclusiv va avea suficiente mijloace de protecție pentru a proteja oamenii de pandemie. Sigur, depinde și ce vor face alte ministere, ca Ministerul de Interne, care pentru moment intimidează concurenții electorali în loc să asigure corectitudine. Toată lumea trebuie să fie cu ochii pe ei, să raportăm aceste abuzuri. Noi am mai avut situații dificile, am mai trecut prin campanii care nu au fost libere și corecte pe deplin, dar ne-am descurcat și sunt sigură că vom fi vigilenți și acum. Fiecare cetățean și îndemnul meu este ca oamenii să meargă la vot. Este foarte important. Mâine are loc ședință Consiliului Suprem de Securitate, la care va fi discutat inclusiv subiectul finanțării partidelor. Asta este singurul subiect care va fi discutat. Și aici vreau să vă întreb despre un partid, pentru că mai multe discuții au loc în spațiul public în privința acestuia, chiar dacă este deja înregistrat ca și concurent electoral. Mă refer la partidul Ușor. Controlul constituționalității partidelor politice poate fi depus de către președintele țării, procurorul general, președintele Parlamentului, ministrul justiției și de guvern. De ce dumneavoastră în calitate de președinte n-ați venit cu un asemenea demers? Platforma DA cerea acest lucru. Finanțarea, deci legalitatea finanțării partidelor politice este controlată de CEC, în primul rând, și, bineînțeles, procuratura are la fel atribuții în acest sens. Tocmai de asta avem mâine ședința Consiliului Suprem de Securitate, pentru ca să discutăm probleme care țin de finanțare ilegală a partidelor și a campaniilor electorale. Și acolo vom asculta
raportul Comisiei Electorale Centrale, vom asculta raportul Procuraturii, pentru că astea sunt, bine, sunt și alte instituții implicate, dar astea sunt instituțiile cheie. Și în urma acestor rapoarte o să vin și o să vă spun public cum stau lucrurile și în ce măsură putem fi siguri că în această campanie se vor respecta mai bine prevederile legale pe subiectul finanțării campaniei electorale. Noi ținem minte cum în 2014 partidul nostru, îmi pare că pe atunci Patria, a fost exclus din curs electoral cu doar trei zile înainte de alegeri. Pentru ei atunci au folosit clauza finanțării legale. După asta partidul a câștigat. Atunci aveam altă situație și motivație. Acum e altă situație, dar vă întreb tot despre o posibilă excludere din scrutin electoral a unui partid politic. Trebuie de ridicat întrebarea vis-a-vis de participarea partidului ușor în această campanie? Această decizie o ia Comisia Electorală Centrală. Ceea ce vrem să verificăm noi mâine este modul în care este pregătită Comisia Electorală Centrală și alte instituții ale statului să verifice cum se finanțează campaniile electorale. Ei vin mâine la ședință? Ar trebui să vină. O să știi mâine. Dar cum e posibil, doamna Sandu, deci campania electorală durează un pic mai mult de o lună. Deci din momentul în care se înregistrează partidul se înregistrează, nu de mult a fost înregistrat partidul ușor, este posibil într-o perioadă atât de scurtă de investigat dacă este legal sau ilegal finanțat partidul? Este mai dificil și astea sunt lucrurile pe care le-a spus CECU atunci când am avut prima discuție, pentru că atunci am vorbit despre necesitatea asigurării alegerilor libere și corecte și finanțare legală și transparentă. Este un element definitoriu al alegerilor libere și corecte. Asta au spus și ei, că e mai greu într-o perioadă foarte scurtă, dar pornind de la faptul că unele partide politice în Republica Moldova comit abuzuri grave, greu de să nu le observi, deci eu cred că aici chiar există modalități prin care să se depisteze această finanțare ilegală. Singurul lucru pe care mi-l doresc eu este ca să se elimine această finanțare ilegală și netransparentă a campaniei. Pentru că altfel nu putem să avem condiții egale pentru toți actorii politici. Dacă tot vorbim despre finanțarea partidelor, campanie electorală, nu pot să nu vorbesc despre raportul Promolex care a fost prezentat astăzi. Promolex astăzi a vorbit despre trei cazuri de, iată, citez, au fost raportate cel puțin trei cazuri ce pot fi calificate drept oferire de cadouri cu impact electoral. Blocul electoral Comuniști și Socialiști, blocul electoral Renato Usatăi, dar și un caz ce poate fi calificat drept implicarea președintelui Republicii Moldova în campania de susținere a unui concurent electoral. PAS. La ce caz se referă Promolex? Din câte am înțeles eu, Promolex se referă la îndemnul meu postat pe Facebook către diaspora de a se înregistra în sistemul CEC-ului. Ceea ce, din punctul meu de vedere, nu înseamnă absolut nicio imixtiune. Acolo nu a apărut numele unui partid politic, nu a apărut sloganul unui partid politic, a fost un îndemn ca oamenii să participe la înregistrare și eu să continui cu aceste îndemnuri de participare la vot, ca oamenii să participe într-un număr foarte mare, cât mai mare la vot și de asemenea o să continui să îndemn oamenii să voteze doar pentru viitori deputați cinstiți. Pentru oameni. Dar de ce ei vorbesc despre susținerea unui concurent electoral PAS? Absolut, deci nu am absolut idee. Și data poate viitoare, pentru că ați folosit, poate pentru că ați folosit sintagma de a vota pentru oameni buni și deja cumva asta este, eu să spun, cumva asta eu am este spus deja și în spațiul public să voteze ca și slogan pentru al PAS. Oameni onești și nu am de gând să renunț la vocabularul meu, iar celor de la Promolex o să invit să explice un pic mai bine lucrurile atunci când vin. Dar încă n-ați solicitat informații, ce au avut în vedere? Va veni raportul abia astăzi, l-am văzut acum, venind înspre emisiune, dar absolut nu consider adresarea mea către diasporă să se înregistreze în sistemul Comisiei Electorale Centrale ca părtinitor pentru un partid sau altul.
Știu că nu este corect să vă întreb despre concurența electorală, dar totuși, vreți, nu vreți, dar există acest transfer de imagine de la dumneavoastră la PAS și de la PAS la dumneavoastră. Vreau să vă întreb despre lista PAS. Ea a fost consultată cu dumneavoastră sau ați aflat despre ea, despre componența listei din presă? Deci astea chiar sunt niște întrebări către PAS. Nu am de ce să îmi spun punctul de vedere despre lista. Eu nu despre calitatea listei. Și când ați aflat despre ea? Din presă sau am aflat înainte? Despre această listă, bineînțeles. Am văzut lista, dar asta este treaba partidului și nu am de ce să mă implic aici. Da, stați, am dreptul să vă întreb când dumneavoastră ați aflat despre această listă și de unde. Ei v-au arătat înainte că ea să apară în presă sau nu? Am văzut lista înainte să apară în presă, e adevărat. Asta nu este... Și nu e nimic grav în asta. Asta nu este o imixtiune? Nu, asta nu este o imixtiune, pentru că nu am făcut eu lista sau nu am ieșit să promovez această listă. Aș putea să vă spun ce cred despre listă, că e... Sunt oameni de treabă. Ce crezi despre acest caz, incident legat de numărul 8 din listă, Nat Albăt, făcut public de Gheorghe Căvcaliuc? E un exemplu de... E un caz când oamenii corupți au tupeu în continuare. În primul rând știu să-și schimbe stăpânii foarte repede, deci de la un sistem mafiot trec la alt sistem mafiot imediat și cu tupeu vin și încearcă să se mențină la putere într-o formă sau alta, încearcă să intimideze oamenii onești, încearcă să-i descurajeze, dar noi știm, i-am văzut, îi cunoaștem cine sunt. Întrebarea este către procuratură de ce acest tipaj de oameni nu sunt sancționați pentru toate abuzurile pe care le-au comis până acum, pentru că acest comportament respectiv vine din faptul că oamenii cred că nu vor fi niciodată sancționați pentru toate abuzurile pe care le-au comis. Noi trebuie să ne unim împotriva acestor hoți și să ajungem să avem un sistem care o să-i sancționeze. Dar salutați decizia Nati Albă de a se retrage de pe listă? Nu este treaba mea. Știu că anterior ați mai răspuns, doamna Sandu, și vă întreb pentru că ați vorbit de foarte multe ori despre necesitatea de a alege un alt parlament, un parlament mai curat. Noi nu putem exclude varianta în care în viitorul parlament va fi creată o coaliție de stângă. Nu putem exclude. Există pe asemenea șansă. Este alegerea cetățenilor. Absolut. Și în cazul în care această coaliție de stângă îl va înainta în calitate de prim-ministru pe, să zicem, Igor Dodon sau Vladimir Voronin, dumneavoastră veți semna acest decret deja în alt parlament după organizarea alegerilor anticipate? Chiar nu am de ce să intru acum în dezbateri care, pe scenarii care sunt, mă rog, posibile, imposibile. Concret, Igor Dodon sau Vladimir Voronin sunt înaintați în calitate de prim-ministru? Trebuie să discutăm despre 100 de candidați la funcția de prim-ministru. Eu am spus și am să mai spun așa cum am făcut angajament și în alegerile deci prezidențiale. Eu să numesc în funcția de prim-ministru oameni onești. Dar acum eu cred că este important să mergem la vot conștienți de faptul că actele de corupție, oamenii corupți sunt cel mai mare pericol pentru noi toți, pentru viitorul nostru și am toată încrederea, sunt optimistă, am toată încrederea că o să reușim. Așa cum am reușit la prezidențiale, așa o să reușim și acum și această reușită în Parlament ne va deschide mult mai multe posibilități ca să schimbăm lucrurile. În primul rând că o să putem să să implementăm programele pe care le-am propus, inclusiv pentru recuperarea economică și asta este urgența, ca să ajutăm întreprinderile care n-au fost ajutate și nu au fost susținute de către guvernul socialist, ca să putem să începem proiecte cu finanțare externă, pentru că există o deschidere enormă, inclusiv în vizita pe care am avut-o de curând în Germania. Am văzut deschidere enormă ca să ne ajute. Dar ei au nevoie de parteneri onești, nu doar la președinție, dar și la Parlament și la guvern. Și eu cred că cetățenii înțeleg acest lucru, sunt sigură că cetățenii înțeleg acest lucru și sunt sigură că vom avea un guvern de treabă format din oameni onești și profesioniști
care va produce rezultate destul de repede pentru cetățeni. Dar nu putem discutăm și alte variante. Deci mai mulți experți vorbesc despre un anumit risc care există pe segmentul de dreapta. Pe stângă noi vedem o claritate destul de vizibilă. Deci acolo există două partide, pe stângă, pe centru, un partid, două. Dar iată, pe dreapta avem foarte mulți concurenți, din cei 11 deja care și-au anunțat intenția de a participa, 8 deja au fost oficial înregistrați și nu se exclude că vor mai apărea și alte partide. Majoritatea dintre aceste partide vor fi pe dreapta. Aceste partide de pe dreapta vor fura unii de la alții. Știți acest lucru foarte bine. Și unii experți vorbesc despre anume acest risc. Pe de o parte, există așa o senzație că deja este clar că un partid va lua majoritatea, este vorba despre PAS, și anume asta ar putea să creeze un soi de relaxare pe segmentul de dreaptă. Unii oameni ar putea să nu iasă la vot pentru că e clar că vor câștiga, alții oameni ar putea să nu simtă importanța mesajul momentului. Și aici, doamna Sandu, este să nu ne relaxăm. Dacă PAS nu e majoritatea, dumneavoastră ați luat în calcul acest scenariu. Atunci, cu cine veți negocia în viitorul Parlament? Eu nu o să negociez cu nimeni. Eu nu sunt. Dar haideți despre asta după scurtă pauză, ca să nu vă întrerup. Voința cetățenilor este cea mai importantă. Ce va face Maia Sandu în cazul în care nu vă lua majoritatea PAS după scurtă pauză de publicitate? Mercur retrograd, de luni până joi, la 17:30 la TV8. Tensiune, intensitate, demascare și cunoaștere. Puterea e plină de slăbiciuni, frici, dar și virtuții. Mariana Rațele scoate pe toate din cutia neagră și provoacă la adevăr. În fiecare lună, la 20:00. Fiecare zi aduce noi evenimente pe scena politică, noi dezbateri, pe noi întrebări, iar vineri, în direct, vom avea și răspunsuri. Răspunsuri la mai multe întrebări, comentarii la evenimentele care contează. Întreabă Ghețu, într-o dimensiune nouă, de la ora 20, în fiecare vineri seara, doar la TV8. Lucruri ciudate astăzi se întâmplă în lume și în sori. Tună iarna și plouă, ninge vara pe flori. Lucruri ciudate de tot se întâmplă pe glob. Știrile pe care le scriu eu sunt despre oameni și pentru oameni. Despre viață, emoții. Să ne rugăm la oameni să respecte, pentru că noi nu rezistăm așa flux mare de pacienți. Orice lacrimă este un strigăt de disperare. Să pui accentul cu incluziunea pe persoane cu dizabilități. Sunt știri despre necazuri, despre eșecuri, despre succese. Majoritatea gardurilor au fost smulse din temelie. Când reportajele mele au un impact atât de semnificativ, atât pentru mine, cât și pentru oameni care îmi încredințează istoriile lor, mă simt împlinită. Știri cu Diana Popa, de luni până vineri, ora 17:00. В новом году, в новое время, отныне смотрите выпуск новостей на русском языке по будням в 22:00. Мы расскажем о самых ярких событиях дня. Не пропустите в прямом эфире на ТВ8. Новости с Юлией Будеч. С понедельника по пятницу в 22:00. Abundente au făcut prăpăd și năfăniță. Lucrătorii medicali au urcat în caiace. Astăzi masca este obligatorie în spațiu? General trebuie să se preocupe de judecători. Ce înseamnă asta? Veți achita. Trebuie să se preocupe de judecători. Care nu păstrați distanța. De ce mă brăscați? De ce nu mă lăsați? Avem nevoie de declarații.
Sunt Mihaela Dicusar și vă invit în fiecare weekend la știri. Știri de weekend cu Mihaela Dicusar, de la 19:00, doar la TV8. Ежедневно по будням я и мои коллеги спешим к вам рассказать о самых значимых событиях уходящего дня, о проблемах и достижениях страны, отчаяниях и радостях граждан, о взлетах и падениях и, конечно же, истории успеха. Все это с понедельника по пятницу не пропустите в 22:00 в прямом эфире на ТВ8. Новости с Яной Степаненко с понедельника по пятницу в 22:00. Меркур ретроград. De luni până joi la 17:30 la TV8. Tensiune, intensitate, demascare și cunoaștere. Puterea e plină de slăbiciuni, frici, dar și virtuții. Mariana Rațe le scoate pe toate din cutia neagră și provoacă la adevăr. În fiecare luni, la 20:00. Fiecare zi aduce noi evenimente pe scena politică, noi dezbateri, tot noi întrebări, iar vineri, în direct, vom avea și răspunsuri. Răspunsuri la mai multe întrebări, comentarii la evenimentele care contează. Întreabă Ghețu, într-o dimensiune nouă, de la ora 20, în fiecare vineri seara, doar la TV8. Lucruri ciudate astăzi se întâmplă în lume și în sori. Tună iarna și plouă, ninge vara pe flori. Lucruri ciudate de tot se întâmplă pe glob. Știrile pe care le scriu eu sunt despre oameni și pentru oameni. Despre viață, emoții. Să ne rugăm la oameni să respecte, pentru că noi nu rezistăm așa flux mare de pacient. Orice lacrimă este un strigăt de disperare. Să pui accentul cu incluziunea pe persoane cu dizabilități. Sunt știri despre necazuri, despre eșecuri, despre succese. Majoritatea gardurilor au fost smulse din temelie. Când reportajele mele au un impact atât de semnificativ, atât pentru mine, cât și pentru oameni care îmi încredințează istoriile lor, mă simt împlinită. Știri cu Diana Popa, de luni până vineri, ora 17:00. В новом году, в новое время. Отныне смотрите выпуск новостей на русском языке по будням в 22:00. Мы расскажем о самых ярких событиях дня. Не пропустите в прямом эфире на ТВ8. Новости с Юлией Будеч. С понедельника по пятницу в 22:00. Abundente au făcut prăpăd și năhănit. Lucrătorii medicali au urcat în caiace. Continuăm să discutăm cu doamna Maia Sandu. Deci, înainte de pauză, v-am întrebat. Unii experți vorbesc despre riscul că vom avea... Bine, asta nu poate fi numit risc, dar există șanse că vom avea o coaliție de stângă în viitorul Parlament. În cazul dat, aceste alegeri își vor mai avea loc? Își vor mai avea sens? Alegerile au întotdeauna sens, indiferent de riscurile care le comportă. Dar e decizia cetățenilor, eu am încredere în decizia cetățenilor, nu trebuie să ne relaxăm pentru că există riscuri, pentru că hoții s-au speriat, s-au adunat împreună și încearcă să-și mențină controlul asupra economiei, asupra țării, deci nu avem motive să ne relaxăm. Avem motive să avem încredere în noi, pentru că știm că dacă ne mobilizăm, reușim și am văzut foarte multă lume mobilizată. Dacă ne mobilizăm, dacă suntem conștienți de importanța și de miza acestor alegeri, pentru că, repet, există oportunități foarte mari pentru Republica Moldova. Ca să putem
să îmbunătățim lucrurile aici pe intern, să salvăm miliardele care se fură astăzi și să le dăm oamenilor care au nevoie de acești bani, să creăm locuri de muncă, să aducem investiții străine, să finanțăm proiecte de infrastructură de care e mare nevoie, să finanțăm proiecte în comunitățile noastre. Dar pentru asta e nevoie, cum spuneam, de un parlament responsabil și de un guvern profesionist. Și vreau să spun, pentru că tot vorbim de deschidere și de ajutoare, vreau să mai dau o veste bună ascultătorilor. Chiar acum a venit confirmarea că România ne mai dă o donație de 100.000 de doze de vaccin AstraZeneca, și invitația mea este către toți cetățenii care nu s-au vaccinat să facă acest lucru, pentru că asta o să ne ajute să ne salvăm viețile și sănătatea, dar o să ne ajute să revenim la activități economice normale cât mai repede. Și aici trebuie să vorbim pe această, în aceste luni. Noi am văzut că alte state au făcut donații extraordinare pentru sistemul medical. Deci am avut donații și echipamente. Am fost de curând la Călăraș și am vorbit acolo cu medicii și ei mi-au spus că în pofida tragedii acestei pandemii, ei s-au pricopsit cu echipamente din aceste donații, echipamente foarte scumpe pe care nu le-au avut niciodată și la care nici nu visau. În curând o să avem o donație iarăși foarte mare din partea Germaniei pentru sistemul medical. Și toate aceste lucruri vin pentru că ei vor să ne ajute, pentru că vor să ne ajute să ne salvăm sistemul medical, pentru că vor să ne ajute să ne reparăm drumurile și noi, în primul rând, trebuie banii noștri să-i salvăm de la hoți și să investim în economie, în infrastructură, în școli, în grădinițe și așa mai departe. Potrivit dumneavoastră, când ar putea să fie încheiată campania de vaccinare în Republica Moldova? Păi acum noi avem acces la vaccin pentru toată lumea care vrea să se vaccineze și eu vreau să vă spun că sunt țări europene care încă nu au numărul necesar de vaccinuri. Deci noi suntem privilegiați și datorăm acest lucru în primul rând României și într-al doilea rând țărilor care contribuie la platforma COVAX. Acum depinde de dorința noastră, de înțelegerea noastră că e nevoie să ne vaccinăm și de eficiența sistemului medical și am văzut în ultimele zile au început să vaccineze un număr mai mare. Înțeleg că o să mai fie aceste maratoane în weekend și îi încurajez pe toți cei care n-au reușit încă să meargă să se vaccineze. Măcar de dragul vacanțelor, pentru că sunt sigură că foarte multă lume se gândește anul ăsta să meargă în vacanță și măcar de dragul vacanțelor să meargă să se vaccineze dacă alte argumente nu sunt suficiente. Revenind la campania electorală și viitorul parlament, eu nu tind să am încredere totală în sondajele opiniei publice efectuate în Republica Moldova, din diferite motive, pentru că nu neapărat companiile manipulează, uneori oamenii nu se simt în siguranță răspunzând la întrebarea cu cine aveți de gând să votați dacă alegerile vor avea loc duminică viitoare. Dar mai multe sondaje cât de cât echidistante arată că există riscul că nu va nimeri în viitorul parlament platforma DA. Eu marțea aceasta l-am întrebat pe Andrei Năstase, care a fost invitat la emisiune, despre așa numitul efect al votului util, termen sociologic. Oamenii când merg la vot, nu întotdeauna votează cu cel cu care doresc să voteze, din simplu motiv că există în capul lor riscul că acest concurent nu va trece în Parlament, deci ei votează cu altul care are șanse mai mari. În acest sens, se vede din toate sondajele că pasul a crescut foarte tare în ultimii 2 ani, platforma DA, din potrivă, și-a pierdut din simpatia alegătorilor. Ce va fi în cazul în care viitorul parlament nu va fi platforma DA, un partener de bază a PAS-ului? Repet, eu îmi doresc ca în următorul parlament să avem cel puțin o majoritate de oameni onești. Indiferent dacă vin, din ce partide vin ei, e important să avem cât mai mulți oameni onești. O să decidă alegătorul. Campania este în față, toate partidele politice au încă suficient timp să facă campanie, să-i convingă pe oameni să ajungă, să vină cu argumente, să vorbească despre realizările precedente, să vorbească despre planuri. Deci asta înseamnă campanie și cetățenii o să decidă. Repet, eu sunt optimistă, da, eu îi încurajez pe oameni să nu se relaxeze înainte de vreme. E nevoie să facem efort, dar eu sunt optimistă și eu cred că
cetățenii Republicii Moldova vor alege un parlament curat. Dar atunci când vorbiți despre un parlament curat și o coaliție a oamenilor onești care ar putea forma viitorul guvern, vă referiți neapărat la o coaliție de dreapta? Eu înțeleg interesul dumneavoastră de a insista pe acest subiect. Coalițiile se vor forma în Parlament. Președintele are rolul prescris în Constituție. Eu pot doar să-mi doresc și îmi exprim a câta oară această dorință să avem oameni onești care să vrea să lucreze pentru cetățeni. Cum vor decide cetățenii? Vom vedea și atunci vom discuta. Nu puțin o vă întreb despre procesul de negocieri care a avut loc în aceste luni. Bine, subiectul deja a fost depășit. Curtea Constituțională a luat decizia privind posibilitatea de dizolvare a parlamentului. Dar totuși, mai mulți reprezentanți ai partidelor politice, și acum nu mă refer la cei din PSRM și cei din Partidul Ușor, care într-un fel sunt deschis oponenții politici, inclusiv ai dumneavoastră, mai mulți reprezentanți ai partidelor politice v-au acuzat atunci de lipsă de deschidere față de un dialog sincer. Despre asta a vorbit platforma, da. Alexandru Slusăr, cred că vă amintiți acea postare în care el a spus că n-a mai cunoscut un președinte mai corupt decât Igor Dodon și un președinte mai cinic decât Maia Sandu. Eu nu știu, apropo, care a fost reacția dumneavoastră la acea postare? N-a fost nicio reacție, în sensul în care eu îmi doresc ca politicienii corecți din această țară să lucreze împreună și să nu se certe între ei. Cred că asta este important dacă vrem să construim și dacă vrem să reușim. Altfel, la reacțiile... Maria Ciobanu v-a acuzat. Deci, de reacțiile... ce din platforma DA vă acuzau de lipsă de dialog? Asta cred că trebuie să întrebați oamenii din platforma DA. Eu am făcut un angajament pentru cetățeni să scăpăm țara de corupție și cea mai mare corupție e în acest parlament care pleacă. Și eu cred că trebuie să ne bucurăm că avem această posibilitate, că nu trebuie să mai suportăm acest parlament până în anul 2023 sau când îi expira termenul și că putem să salvăm această perioadă. Asta a fost angajamentul meu și eu mă bucur că am reușit să îndeplinesc acest angajament. Mai departe, evident, este activitatea partidelor politice, este rolul lor ca să convingă oamenii să obțină voturi și să vedem cum va arăta deja următorul parlament. Se spune că scopul, scuze mijloacele, și scopul noastră de la bun început, când ați intrat în campanie prezidențială, a fost dizolvarea acestui parlament. Noastră ați făcut ceea ce ați promis. Dar în acest sens, dacă scopul, scuze mijloacele, vă întreb... Asta spuneți dumneavoastră. Eu am respectat Constituția și... Și acest lucru a fost confirmat de către decizia Curții Constituționale. Și, în continuare, cred că alegerile parlamentare anticipate sunt un lucru foarte bun pentru Republica Moldova. Nu pot să nu vă întreb despre ceea ce se vehiculează în ultimele zile foarte intens la mai multe posturi de televiziune afiliate socialiștilor. Este vorba despre acel contract care a fost semnat în luna ianuarie între Președinția Republicii Moldova și Fundația Konrad Adenauer. De exemplu, primul în Moldova citează sursă Telegraf și vorbesc despre faptul că dumneavoastră le-ați oferit străinilor acces la secret de stat. Ce în general cu acest contract și în ce el constă, doamnă Sandu? Instituțiile statului beneficiază de proiecte de asistență. Cred că toate instituțiile statului. Dacă o să luați ministere, tot felul de agenții, marea majoritate au și nu un proiect, dar foarte multe proiecte care vin să suplineze, deci să compenseze pentru lipsa de capacitate sau să suplineze anumite funcții pentru care statul încă nu poate să asigure suficientă capacitate. La fel, președinția, fiind o instituție a statului, este eligibilă pentru a beneficia de asistență externă. Acum beneficiem de un proiect de asistență externă din partea Germaniei, în curând o să beneficiem de un proiect de asistență externă din partea Marii Britanii. Am anunțat acest lucru. O să avem un proiect care să ne sprijine pe reforma justiției. Și s-ar putea să mai avem alt proiect dacă la un moment o să negociem cu alt donator pe probleme economice. Fundația Konrad Adenauer va avea acces la secretul de stat? Nu, bineînțeles că nu. Media socialiștilor. Bineînțeles că nu. În primul rând, niciun consilier
nu este finanțat din acest proiect, pentru că asta este ilegal. Există niște consultanți care sunt angajați, așa cum se întâmplă în toate proiectele și în toate instituțiile. Deci asta nu vor fi angajați ai președinției? Nu sunt angajați ai președinției, pentru că asta nu este... Deci legea nu permite. Consilierii primesc salarii de la stat, așa cum scrie legea, și președinția a mai angajat niște experți din afara funcționarilor, din afara echipei prezidențiale, care acordă servicii, așa cum este și la guvern, așa cum este în fiecare minister, deci sunt asemenea proiecte. Astea sunt niște falsuri, nu există nicio ilegalitate și mai mult decât atât vă spun, o să avem un proiect pe reforma justiției, unde o să angajăm și în proiectul finanțat de Germania sunt doar experți locali, în proiectul pe care o să-l avem cu Marea Britanie pe reforma justiției, o să avem și experți internaționali. Și este absolut legal. Ceea ce fac socialiștii vin cu falsuri și falsurile lor vin să acopere ilegalitățile. Bine, ei spun că dumneavoastră aveți de gând să dați țara străinilor. O citim de pe toate billboard-urile. Țara are de suferit din cauza corupției de aici. Asta este problema. Dar pentru că ei vor să-și ascundă corupția și vor să-și ascundă schemele, care, apropo, acum au fost accelerate, pentru că ei vor să-și financeze ilegal campania electorală și încearcă să obțină cât mai mulți bani negri din aceste scheme. Deci, și care scheme au fost socialiști accelerate? De tot felul. Deci, implicați miniștrii de-ai lui Igor Dodon, implicați oameni care sunt la șefii agențiilor statului, pentru că așa știu ei să-și financeze alegerile. Ei nu fac campanie transparentă de colectare de donații de la cetățeni. Ei își fac banii prin scheme. Și ca să-și acopere această corupție, ca să-și o protejeze, încearcă să vină cu tot felul de sperieturi. Dar cetățenii Republicii Moldova au auzit atâtea falsuri de-a lungul timpului, pentru că asta e cam cea cu sirienii. Același lucru, că vin sirienii, aici vin străinii. Între timp, fură socialiștii. Grigore Petrenko vă întreabă, poți să întrebi, te rog frumos, pe Maia Sandu dacă va fi vreun răspuns de la președinție la cererea prealabilă pe care am expediat-o mai mult de o lună în urmă privind anularea decretului lui Dodon de numirea lui Climă în calitate de președinte al Curții de Apel Chișinău. Ați dat și știri despre această adresare, au existat mai multe încălcări la numirea lui Climă. Mai mult decât atât, e unul din acei judecători care a anulat rezultatele alegerilor la Chișinău. Da, va fi un răspuns și chiar dacă autorul sesizării nu are nicio treabă cu acest proces respectiv, deci nu este parte ca să poată să obțină ceea ce cere el, ăsta este un exemplu când CSM a luat o decizie păguboasă. Dar există în general o șansă că acest decret să fie anulat? Eu o să anunț decizia pentru că colegii mei analizează toate opțiunile. Problema este, aceste decizii nu trebuie să vină la CSM. Nu e cel mai elegant lucru pentru ca eu să mă apuc să anulez toate decretele care au fost aprobate până să vin eu în funcție și care comportă o problemă sau alta. Noi cu toții înțelegem că asta nu este cel puțin o formă elegantă de a rezolva problemele. Și aici a fost întrebarea mea către CSM astăzi. Pentru că ei au organizat acest concurs, ei se plâng de tot felul de alte lucruri care nu sunt în controlul lor. Dar ei au organizat acest concurs, ei au admis și acolo într-adevăr au fost niște încălcări pentru că au fost conflicte de interese în raport cu câțiva membri din Consiliu. Ei nu, sau au închis ochii, nu au analizat problemele care țin de integritate, așa cum au făcut și în cazul celor pe care i-au promovat la Curtea Supremă de Justiție, unii dintre ei. Asta e problema cu justiția. Sunteți președintele țării, inclusiv responsabil de politică externă a statului. N-am văzut încă reacția președinției la ceea ce s-a întâmplat în Belarus. Mă refer la cazul Protasevici. Sunt președintele țării și am lucrat foarte mult pe domeniul politicii externe și am deschis țara către foarte multe țări și am primit semnale foarte puternice din partea acestor țări. Deci pe acest... Belarus. Asta a fost... De ce își mă întreb? Da, imediat. Deci pe acest lucru, pe politica externă, echipa de la președinție a lucrat foarte mult, așa cum a lucrat și pe partea de a aduce vaccin, de a aduce echipamente. Pe Belarus a fost opinia, deci a fost poziția Ministerului de Externe. Președinția nu a venit cu o opinie atunci imediat pentru că nu am fost disponibilă eu.
s-a întâmplat, deci în primele două zile de la întâmplare, eu nu am fost disponibilă, respectiv poziția noastră nu a putut fi dată. Dacă mă întrebați acum... Da, care este poziția dumneavoastră? Lucrurile care se întâmplă în Belarus sunt foarte grave și noi suntem foarte îngrijorați de soarta oamenilor care au ajuns să fie închiși pe nedrept și sperăm foarte mult, inclusiv cu participarea Organizației Națiunilor Unite, că lucrurile se vor îmbunătăți, că oamenii aceștia vor fi eliberați din detenție și că drepturile omului vor fi respectate. E foarte grav ce se întâmplă. Dar drept urmare, ceea ce s-a întâmplat, Moldova poate impune anumite sancțiuni de Rusul, ceea ce fac alte țări europene? Acest lucru poate să-l decidă un guvern cu mandat de plin și următorul parlament. Deja rolul pe care l-am eu în special este ca să nu admitem ca Republica Moldova lucrurile să degradeze și să ajungem să ne confruntăm cu asemenea probleme. Mai ales că noi am avut porniri și mai avem și acum tot felul de personaje care mai sunt în sistem, care mai fac lucruri urite. De exemplu, dacă ne întoarcem la Ministerul de Interne, Ministrul de Interne a dispus urmărirea membrilor familiei mele. Deci el nu poate să mă urmărească pe mine pentru că eu am pază de stat. Dar el se poate ocupa de membrii familiei mele. Sau dacă să vorbim despre... Sigur că e ilegal, asta este un abuz, dar asta se întâmplă. Deci astea sunt elemente de sistem abuziv. Și ceea ce trebuie să facem noi este să avem și grijă să construim. Și pot să vă mai spun un lucru, de exemplu, personajul care v-a pus camere video dumneavoastră în dormitor este încă în sistem și încearcă prin instanțele de judecată, deci prin instanța de judecată să rămână în sistem. Și ceea ce trebuie să facem noi este să ne facem ordine, să scoatem toți oamenii ăștia din sistem, să avem procuratură care să-i sancționeze și să ne asigurăm că avem instituții puternice și curate și procese corecte ca să nu ajungem să ne confruntăm cu probleme grave. Totuși, câți membri ai familiei noastre sunt urmăriți și de cât timp? Cel puțin câțiva. Nu vreau să dau mai multe detalii, dar am această informație. De ceva timp, de câteva săptămâni cel puțin. Le sunt ascultate telefoanele sau chiar urmăriți unde merg? Inclusiv fizic. Sunt urmăriți. Și care vor fi acțiunile și dumneavoastră? Și asta se întâmplă nu doar în raport cu mine. Și care asta vor fi acțiunile dumneavoastră? Asta se întâmplă și în raport cu alți oameni politici care nu fac parte din Partidul Socialiștilor. Care sunt acțiunile mele? Acțiunile mele sunt, în primul rând, să curățăm instituțiile. Dacă să curățăm instituțiile, trebuie să avem un parlament care să susțină acest lucru. La comandă cui se face asta? Clar că la comanda socialiștilor, dacă ministrul Voicu se ocupă de asta. Veți depune o plângere în acest sens? Nu, nu o să depun o plângere, o să apelez la cetățeni să meargă la vot, să voteze pentru oameni onești și așa o să ne asigurăm că o să avem miniștri de interne care să respecte drepturile oamenilor, așa o să avem alte instituții ale statului care să respecte drepturile cetățenilor și să nu comită aceste abuzuri și să-i sancționeze pe toți cei care au comis până acum abuzuri. Eu mulțumesc foarte mult pentru această emisiune. Aceasta a fost președinta țării Maia Sandu, iar după o pauză de publicitate discutăm cu Teodor Crnaț și Stanislav Pavlovski. Rămâneți cu noi! Mercur retrograd, de luni până joi, la 17:30 la TV8. Tensiune, intensitate, demascare și cunoaștere. Puterea e plină de slăbiciuni, frici, dar și virtuții. Mariana Rațe le scoate pe toate din cutia neagră și provoacă la adevăr. În fiecare lună, la 20:00. Fiecare zi aduce noi evenimente pe scena politică, noi dezbateri, pe noi întrebări, iar vineri, în direct, vom avea și răspunsuri. Răspunsuri la mai multe întrebări, comentarii la evenimentele care contează.
Întreabă Ghețu, într-o dimensiune nouă, de la ora 20, în fiecare vineri seara, doar la TV8. Lucruri ciudate astăzi se întâmplă în lume și în sori. Tună iarna și plouă, ninge vara pe flori. Lucruri ciudate de tot se întâmplă pe glob. Știrile pe care le scriu eu sunt despre oameni și pentru oameni. Despre viață, emoții. Să ne rugăm la oameni să respecte, pentru că noi nu rezistăm așa flux mare de pacient. Orice lacrimă este un strigăt de disperare. Să pui accentul cu incluziunea pe persoane cu dizabilități. Sunt știri despre necazuri, despre eșecuri, despre succese. Majoritatea gardurilor au fost smulse din temelie. Când reportajele mele au un impact atât de semnificativ, atât pentru mine, cât și pentru oameni care îmi încredințează istoriile lor, mă simt împlinită. Știri cu Diana Popa, de luni până vineri, ora 17:00. В новом году, в новое время. Отныне смотрите выпуск новостей на русском языке по будням в 22:00. Мы расскажем о самых ярких событиях дня. Не пропустите в прямом эфире на ТВ8. Новости с Юлией Будеч. С понедельника по пятницу в 22:00. Abundente au făcut prăpăd și năfăniță. Lucrătorii medicali au urcat în caiace. Astăzi masca este obligatorie în spațiu. General trebuie să se preocupe de judecători. Ce înseamnă asta? Vița chita. Trebuie să se preocupe de judecătorii care... Nu păstrați distanța. De ce m-am răscat și de ce nu m-a lăsat? Avem nevoie de declarații. Sunt Mihaela Dicusar și vă invit în fiecare weekend la știri. Știri de weekend cu Mihaela Dicusar, de la 19:00, doar la TV8. Ежедневно по будням я и мои коллеги спешим к вам рассказать о самых значимых событиях уходящего дня, о проблемах и достижениях страны, о чаяниях и радостях граждан, о взлетах и падениях и, конечно же, истории успеха. Все это с понедельника по пятницу не пропустите в 22:00 в прямом эфире на ТВ8. Новости с Яной Степаненко с понедельника по пятницу в 22:00. Меркур ретроград. Де лунь пына жой, ла 17:30, ла ТВ8. Tensiune, intensitate, demascare și cunoaștere. Puterea e plină de slăbiciuni, frici, dar și virtuții. Mariana Rațe le scoate pe toate din cutia neagră și provoacă la adevăr. În fiecare luni, la 20:00. Fiecare zi aduce noi evenimente pe scena politică, noi dezbateri, noi întrebări, iar vineri, în direct, vom avea și răspunsuri. Răspunsuri la mai multe întrebări, comentarii la evenimentele care contează. Întreabă Ghețu, într-o dimensiune nouă, de la ora 20, în fiecare vineri seara, doar la TV8. Lucruri ciudate astăzi se întâmplă în lume și în sori. Tună iarna și plouă, ninge vara pe flori. Lucruri ciudate de tot se întâmplă pe glob. Știrile pe care le scriu eu sunt despre oameni și pentru oameni. Despre viață, emoții. Să ne rugăm la oameni să respecte, pentru că noi nu rezistăm așa flux mare de pacient. Orice lacrimă este un strigăt de disperare.
să pui accentul cu incluziunea pe persoane cu dizabilități. Sunt știri despre necazuri, despre eșecuri, despre succese. Majoritatea gardurilor au fost smulse din temelie. Când reportajele mele au un impact atât de semnificativ, atât pentru mine, cât și pentru oameni care îmi încredințează istoriile lor, mă simt împlinită. Știri cu Diana Popa, de luni până vineri. Prieteni, în această parte noi continuăm să discutăm despre întâlnirea de astăzi între membrii CSM și președinta Maia Sandu, dar deja vreau să începem și să vorbim despre ultimele declarații pe care le-a făcut doamna președinte privind urmărirea membrilor familiei sale. Discutăm aceste lucruri împreună cu invitații mei, domnul Stanislav Pavlovski, jurist, fost judecător la CEDU, bună seara, bine ați venit. Bună seara. Și Teodor Cârnaț, expert constituționalist, bună seara, bine ați venit. Bună seara, doctor, mulțumim de invitație. Haideți să începem cu ultima declarație pe care a făcut-o doamna președinte. Îmi pare una importantă. Deci, dacă e așa cum spune dumneavoastră, membrii familiei sunt urmăriți de către cei din LMAI. În general, e posibil așa ceva? Admiteți? Și dacă e așa, ce asta înseamnă în condițiile actuale? Eu aș începe conceptual dacă se dovedește precum că membrii familiei sunt urmăriți de către unei angajați a statului care lucrează în Ministerul Afacerilor Interne fără a avea un temei juridic. Noi ne aflăm într-un stat polițienesc care duce la încălcarea unor drepturi și libertăți a unor persoane apropiate președintelui Republicii Moldova. De ce într-un stat democratic acest și temei juridic drept, cine poate da? Temei juridic poate fi în felul următor numai. Fie că unii membri figurează într-un dosar penal și pentru a avea anumite informații referitor la săvârșirea acestei infracțiuni, atunci se urmăresc unele persoane, dar pentru aceasta trebuie să fie aprobarea din partea judecătorului de instrucție referitor la persoana cutare și cutare. Și dacă sunt filați, filarea respectivă trebuie să fie făcută de către angajații organului de urmărire penală, inclusiv angajații grupelor operative. Referitor la ascultare sau la altceva, dar cum domnul Stanislav Pavlovski va continua această idee? Domnul Pavlovski. Da, deci nu este așa de simplă întrebarea aceasta. Eu aș diviza-o în două părți. Eu nu exclud de fel că urmărirea poate fi făcută, dar noi avem suficiente companii private de detectivi, de securitate, de pază, care au aceste posibilități operative. Ci ce ține de efectuarea acestui gen de acțiuni din partea agenților statului, eu exclud acest lucru. Doamna Sandu vorbește deschis despre angajații MAI-ului. Da, să termin gândul. Deci, aplicarea măsurilor operative sau măsurilor speciale de investigație se facă în baza dosarelor operative. Fiecare dosar operativ este de evidență strictă, este un dosar strict confidențial. Deci, orice document care ne merge în dosar operativ este strict confidențial. Sunt două categorii de măsuri care se aplică cu autorizarea judecătorului de instrucție sau cu autorizarea procurorului, independența de gravitate. Deci, ascultarea conobilor telefonice se face de către SIS, deci organele, ofițeri de urmărire penală, procurori, în cazul în care apare această necesitate, ei primesc încheierea judecătorului privind interceptarea conobilor, dar executarea se pusă pe sarcina SIS-ului. Ei pe urmă se duc la SIS și ridică de acolo memoristic cu înregistrarea de conobilor. Asta dacă omul este ascultat, dar dacă este filat, atunci dacă omul este filat, filarea se face, eu am divizat în două părți, da? Dacă se face din niște structuri neoficiale, asta nu este posibil de confirmat documental. Dar dacă se face de către stat, totul este documentat. Nu poate. Eu exclud 100%. Asta răspundere penală și niciun colaborator operativ n-a să facă acest lucru. Dacă asta dumneavoastră excludeți, înseamnă că presupuneți că trăim într-un stat de drept. Așa? Nu, eu vreau să spun altceva. Dar dacă nu suntem în stat de drept? Eu vreau să spun altceva. Eu nu exclud că această filare poate să aibă loc. Eu nu exclud asta. Din partea celor care se simt amenințați. Cercuri criminale, corupție, crimă organizată și așa mai departe. Eu nu exclud de fel acest lucru. Eu exclud că acest lucru ar putea fi făcut de către agenții statului, fără ca să existe un dosar de prelucrare operativă, cum se numește el, sau fără ca să fie dosar penal. Eu exclud categoric, asta nu este posibil. Domn Pavlovski, pentru a exclude că sunt implicați aici agenții statului în filarea membrilor familiei președintelui Republicii Moldova, se face simplu un demers
prin care îi solicită informația. În perioada cutare și cutare, membrii familiei mele au fost filați, dacă au fost filați în baza căror acțiuni procedurale și dacă au fost ascultați, atunci în baza căror închieri a judecătorului de instrucție. Și dacă se primește acest răspuns oficial, noi ajungem la concluzia că agenții statului au fost implicați în filarea... Așa se face. A doilea moment... Să mă scuzați, dar eu țin minte, dar după 2019, când Plahotniuc a fugit din țară, au apărut mai multe informații în presă, vă aduceți aminte, inclusiv acea investigație RISE, despre interceptările membrilor societății civile, jurnaliștilor și așa mai departe. Inclusiv eu acolo am fost. Dar eu când am depus cerere la adresă, eu deja nu mai țin minte la adresă cui, m-au consultat niște juriști, am depus unde... Și la mai îmi pare că și la... Eu nu mă țin minte, dar am depus la toate instituțiile la care trebuia să depun și am primit un răspuns, un fel de fițuică în care nici nu era clar. Am fost, n-am fost, așa și n-am înțeles nimic. Da, eu vă explic. Deci, de regulă, cum procedează ei, cum se procedau înainte, acum eu nu-mi bag mâna la foc. În timpul lui Plahotniuc, cum se făcea? Spornea acest dosar de prelucrare operativă, se făcea toate măsurile necesare de urmărire. Peste 3 luni trebuia să fie el clasat și el trebuia să fie anunțat de către jucătorul de instrucție, să nu fie așa. Ei din nou prelungeau pe 3 luni și în sfârșit nu clasau dosarul, dar îl suspendau. Și eu știu că eu am acum două dosare pe mine personal suspendate, care tare suspendată. Nimeni din cei care au fost atunci interceptați n-au primit niște înțare de la instanța de judecată că noi am fost interceptați. Nimeni. Dosarul suspendat, el nu este clasat, el este suspendat. E ilegal, îl pornesc și ilegal îl suspendă. Îl murează în așa fel ca un ulterior s-ar putea să-l reactiveze atunci când persoana respectivă prezintă un interes pentru unei persoane. Și aici, uitați-vă, domn Pavluschi, încetul cu încetul ne întoarcem la judecător. Tema de astăzi, la judecătorul de instrucție și uitați-vă, acțiunile judecătorului de instrucție trebuie să fie în așa fel ca să ne apere drepturi și libertățile noastre. Dar în Republica Moldova acest control judiciar din partea unui judecător de instrucție care este garantul nostru este formal. De obicei, toate demersurile pe care face procurorul la capitolul admiterei demersului ca să fie aplicat arestul preventiv 100% aproape satisfac. Doi, atunci când se accepte demersul ca să fie efectuate înregistrările sau filările sau ascultările respective, judecătorul de instrucție mai le aprobă 95-96% din partea procurorului. Și ultima, uitați-vă că din toate sentințele de achitare, în Republica Moldova procentajul respectiv este 2-3%. În state cu democrație avansată, unde avem o instanță judecată independentă, 25-30%. Și fel de stat, noi avem și ce putere judecătorească noi avem. Dacă deja am ajuns să discutăm despre puterea judecătorească, haideți să vorbim despre această întâlnire de azi care a avut loc între președinta țării Maia Sandu și membrii CSM. Am discutat și cu doamna Sandu acest lucru. Vreau să vă întreb în calitate de juriști în primul rând. Este sau nu este această o imixtiune în actul justiției? Vă rog. Dacă se poate. Deci, noi nu trebuie să absurdizăm lucrurile, să aducem lucrurile până la absurditate. Nu trebuie. Ce înseamnă actul justiției? Actul justiției, el se manifestă prin examinarea dosarelor penale, civile, administrative, contravenționale. Asta e justiția. Consiliul Superior al Magistraturii nu este un organ al justiției. Este un organ administrativ care se ocupă cu selectarea, promovarea, propunerea pentru numirea judecătorilor, examinarea plângerilor și așa mai departe. Chiar și delegarea judecătorilor pentru participare la seminare, la diferite vizite de studiu, cu asta ei se ocupă. Și e corect, azi am spus, că noi nu avem aceste puteri de ciri care se cer de la noi și care practic se impun. Deci, prin urmare, dacă doamna președinte s-ar duce undeva la curtea de apel Chișinău, și ar încerca să vorbească cu judecătorii curții de apel Chișinău cum ei examinează un dosar sau un alt dosar, asta ar fi fost într-adevăr ingerință. Dar aici doamna este reprezentantă a unei ramuri puterii de stat. Este omul politic și care a exprimat, a fost intermediar între
poporul și această instituție. Ea a încercat să aducă îngrijorare care există în societate și eu am la fel aceeași îngrijorare, ea a încercat să o ducă până la urechile celor care trebuia să facă schimbări în acest sector, în acest segment a aparatului de stat. Și, din păcate, nu fac acest lucru. Și judecătorii trebuie să înțeleagă, eu în vedere membri Consiliului Superior al Magistraturii, dar și judecătorii care stau după spatele lor. Trebuie să înțeleagă că mai departe, așa cum este acum, n-a să meargă. Și dacă ei nu vor reforma sistemul din interior, atunci acest sistem va să fie reformat de către politicul. Dar politicul, care nu fiecare dată sunt juriști, și doamna președinte azi a spus, eu nu sunt jurist, eu nu mă încerc să... Da, pentru că eu întreb, când se spune că sunt luate decizii ilegale, cum puteți spune că este o decizie ilegală dacă nu sunteți jurist? Da, eu trebuie haideți să spun așa. De punctul meu de vedere, acest pas a fost corect, puțin întârziat, dar corect. Alt lucru, cum a derulat această discuție. Și mie mi se pare... Cum a derulat un pic mai târziu, de întâi vreau... Din punctul meu de vedere, să vedem dacă în atribuțiile președintelui... Pentru a da răspuns, să vedem dacă în atribuțiile președintelui Republicii Moldova are vreo legătură cu puterea judecătorească și dacă președintele Republicii Moldova are legătură cu Consiliul Superior al Magistraturii. Da, în conformitate cu Constituția, președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, numește judecătorii instanță de fond, judecătorii curții de apel, președinte instanță de fond, vicepreședinții și președinții curților de apel. Uitați-vă, la fel, președintele Republicii Moldova poate să respingă candidaturile unor judecători și a unor președinți care sunt înaintați de CSM. Din acest punct de vedere, noi vedem că președintele nu este un subiect care nu are nicio legătură cu administrarea puterii judecătorești. Fiindcă, în dependență de calitatea judecătorilor care sunt propuși de CSM, noi putem să spunem despre calitatea actului de justiție. Primul lucru. A doilea lucru, despre acei care administrează sistemul judecătoresc, adică președinții state de judecată, noi vedem că se administrează corect examinarea dosarelor. Însă, din punctul meu de vedere, dacă o astfel de ședință care a avut loc a fost programată din timp, din câte înțeleg, care de ieri a venit. Dacă a fost programată din timp, dacă în această solicitare se spunea că avem nevoie de o întrevedere dintre președintele Republicii Moldova și CSM la capitolul discutării situației justiției Republica Moldova, eu nu văd nicio imixtiune din partea președintelui în administrarea puterii judecătorești referitor la Consiliul Superior al Magistraturii. Fiindcă sunt de acord cu domnul Pavlovski, imixtiunea în exercitarea actului de justiție poate fi făcută numai atunci când președintele se va implica direct în dosar, care se examinează concret în instanța de judecată și va spune că dacă nu vei adopta o astfel de hotărâre, aceasta va fi o imixtiune. Dar referitor la administrarea puterii judecătorești, eu cred că președintele Republicii Moldova are o legătură directă cu Consiliul Superior al Magistraturii și a ridicat problemele. La prima întrebare ați răspuns, deci referitor la forma cum a avut loc această discuție, aici vreau să discut dumneavoastră, dar din tâi iarăși îi citesc pe doi judecători cu care astăzi am discutat. Nu voi da nume, am promis că voi păstra anonimatul. Noi suntem de acord că e necesar de curățat sistemul, însă contează și forma în care este transmis mesajul. E una când președintele invită la dialog și e altă când ne organizează o execuție publică, impune propriul punct de vedere, ignorând în totalitate independența actului de justiție. Asta prima opinie. A doua, important este cu apă să nu arunce pruncul. După asemenea ieșiri, există riscul să fie discreditat cu totul sistemul judecătoresc și atunci oamenii vor prefera să-și rezolve problemele luând furcele în mână și nu mergând în judecată. Ce părere dumneavoastră aveți despre această formă, cum a derulat? Cum eu deja am spus azi, nu trebuie să aducem lucrurile până la absurditate. Independența puterii judecătorești, da, ea există, mai mult ca atât este obligațiunea statului să asigure respectarea acestui principiu prin prisma articolul 6 din Convenția Europeană, care garantează fiecare om dreptul la o judecată echitabilă și de către instanță independentă și parțială. Însă, haideți să nu, iarăși, noi trebuie să facem, să divizăm lucrurile în două. Activitatea pe dosarele concrete și administrarea treburilor Bresli. Și dacă noi vorbim despre administrarea treburilor Bresli, noi trebuie să recunoaștem. Nici acum Bresla nu este totalmente independentă. Deoarece, cum ați menționat, domnul profesor, cine numește judecătorii?
Președintele numește judecătorii, Parlamentul numește judecătorii. Cine asigură finanțarea sistemului judecătoriesc? Parlamentul asigură finanțarea, fără bani n-ați face nimic. Și așa mai departe, putem continua acest lanț al lucrurilor. Deci nimic absolut nu există. Principalul că să nu fie ingerință ilegală în activitatea sistemului judecătoresc. Dar ingerința ilegală se începe atunci când orice funcționar public, fie și președinte, fie prim-ministru, începe să amestece în examinarea dosarelor concrete. Iată, aici riscul într-adevăr este, dar eu exclud prin definiție, exclud că în Moldova așa ceva ar fi posibil. Numai punctul meu de vedere, uitați-vă, este în felul următor. În multe state, președintea Consiliului Supremo Magistratură este președintele statului. Italia. Un exemplu clasic, președintele statului este președintele Consiliului Supremo al Magistraturii. Apropo, nu știam asta. Da, dar este și o logică aici. Și nu există o problemă între aceste amestec, între politic și organ de administrare. E dreptate aici. Nu, deoarece nu se examinează dosarele concrete. Plus la aceasta, prin prezența președintelui în fruntea puterii judecătore, adică în fruntea organului care administrează puterea judecătorească, este o garanție a independenței puterii judecătorești și o garanție a independenței judecătorilor. În practică, președintele Italiei foarte rar vine la ședințele Consiliului Supremo Magistraturii. Cred că a fost numai atunci când noi am fost contra o delegație oficială, ne-a întâlnit și a spus că eu sunt cu tare și cu tare și în cele de urmă am ajuns la concluzia că dacă președintele statului este responsabil de multe ori de calitatea persoanelor care sunt numiți în funcție de judecător, fiindcă lui aparține ultimul cuvânt de a numi prin decret un judecător, el înseamnă că poartă răspunderea indirect de actul de justiție care se petrece într-un stat, inclusiv Republica Moldova. De aceea când vorbeam cu domnul Pavlovski ca să excludem politicul în influența actului de justiție, noi în primul rând trebuie să începem cu Curtea Supremă de Justiție și să uniformizăm procedura de numire a judecătorilor la toți. În așa circunstanțe noi vom exclude politicul, adică Parlamentul. Deci toți prin CSM să treacă? Nu, toți trec prin CSM. Dar cei de la Curtea Supremă de Justiție unde este cea mai mare problemă în efectuarea actului de justiție se numesc pe criterii politice. Eu nu mă tem să spun lucrul acesta, fiindcă atunci când eram membru a Consiliului Supremo Magistraturii, eu am propus un candidat la funcția de judecător a Curții Supreme de Justiție, Viorica Puică, de fiecare dată o vota. Însă colegii spuneau, nu are acoperire politică, ea nu va fi numit judecător la Curtea Supremă de Justiție. De aceea, dacă noi excludem noi Parlamentul în numirea în funcția a judecătorului Curții Supreme de Justiție și acordăm președintul Republicii Moldova, s-ar putea încetul cu încetul să excludem politicul de la acest capitol. Însă... Stați și Curtea Constituțională atunci, pentru că și... Referitor la Curtea Constituțională, ea este o instituție cu statut autonom. N-are nicio legătură cu puterea judecătorească. Ea garantează supremația Constituției și separația puterilor în stat și responsabilitatea statului față de cetățean și cetățeanul față de stat. De aceea mă reîntorc la forma prin care s-a prezentat mesajul astăzi la CSM. Eu nu tolerez o astfel de formă. El s-a făcut în plină campanie electorală. Și apropo, primul lucru. M-am întrebat-o pe doamna Sandu despre prezența doamnei Olesiu Stamate alături de președintele țării la această întâlnire. A spus că nu vede o problemă, n-a fost nicio încălcare, dar Olesiu Stamate este numărul 13 pe lista PAS. Eu nu pot tolera duble standarde, nici într-un caz. Nici n-am tolerat când erau comuniști la putere, nici în prezent. Mie nu-mi plac astfel de acțiuni politice care se petrec în plină campanie electorală și vii la Consiliul Superior al Magistraturii cu un mesaj pur politic, cu un mesaj... Cum reacționa presa sau, în general, cu societatea civilă dacă iată venea așa Igor Dodon, fiind președinte, împreună cu domnul Libedinski, candidat pe listă... Linșat. Eu asta și-am privat. Linșaj politic clasic. De ce? De unde atunci vin aceste duble standarde? De ce aici tăcem, de acolo linșem? Totuși, iarăși, noi nu trebuie să absurdizăm lucrurile. Eu sunt mai mult decât sigur că doamna președinte a venit acolo cu intenții bune și a venit acolo într-adevăr ca să aducă până la urechile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii grijile care există în societate și grijile care sunt totalmente justificate. Deja ambasadorii străini râd
când cei de la delegația Uniunii Europene vine la dânsă și chiar cer bani pentru reforma justiției în Moldova. Ei deja râd din noi. Înțelegeți? Deja situația a devenit intolerabilă. Mai departe așa nu se poate. Și asta, cred, eu sunt ferm convins. Domnul Pavlovski, eu nu sunt de acord aici, dumneavoastră, că da, probleme respective, da, sunt stringente. Putea să fie doamna președinte la Consiliul pe magistraturii, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, până a fi derulat campania electorală. În perioada campaniei electorale, tot concurenții electorale trebuie să fie tratați pe poziții de egalitate. În caz contrar, președintele statului neformal favorizează un concurent electoral pentru a obține dividende politice. Ea spune în mesajul său, lupta cu corupția, lupta cu acei judecători care sunt corupți în sistem. Eu sunt de acord, dar e bine că noi să respectăm principiul egalității a tuturor concurenților electorale și nici de cum să acceptăm lucrul acesta. A fost o problemă cu Olesia Stamate, numărul 13? Nu sunt de acord, nu sunt de acord totalmente. Știți de ce? Nimeni nu încurcă altor partide politice și altor concurenți electorali să preia acest mesaj. Oameni buni, luptați-vă împotriva. Nu la ședința Consiliului. Asta n-a fost ședința, asta a fost o întâlnire. Da, eu nu mă refer la asta. Cine din alți concurenți electorali poate solicita întâlnire? Eu mă refer la promovarea mesajului în societate. Preluați această idee. Toți, socialiștii, comuniștii, democrații, cine mai este acolo, preluați, problema a devenit de caracter structural, care amenință într-adevăr securitatea statului. Preluați toate partidele politice, preluați acest mesaj că el e pe fond, este corect. Cum s-a făcut? Asta e alt lucru deja. Poate eu sunt de acord că poate forma nu prea reușită, dar mesajul pe fond este absolut corect. Absolut corect. Și cu cât mai repede să înțelegem noi, cu cât mai repede să începem noi să mișcăm lucrurile, cu cât mai repede să începem să trăim mai bine. Deoarece, cum se vorbea cândva la mulți ani în urmă, acum poate cifrele sunt alte, dar din câte eu țin minte, se vorbea că nivelul mitelor care se plătește în sectorul judecătoresc depășeau 200 de milioane de dolari anual. Asta a fost undeva 10 ani în urmă. Acum eu presupun că încă mai mare nivelul acela de mite. Deci, problema a devenit strângentă și ea trebuie rezolvată. Domn Pavlovski, noi spunem că vrem să implementăm Republica Moldova în stat de drept. Un stat democratic. Democrația presupune de acum alegerea reprezentanților autentici în cadrul Parlamentului. Democrația presupune implementarea în viață a principiului egalității, una din valorile pentru care a luptat omenirea. Dar dacă noi avem acest linșaj politic, aceste duble standarde din partea unor organizații neguvernamentale, care indirect o parte primesc fonduri chiar din cadrul Uniunii Europene, inclusiv standarde duble din partea unor reprezentanți ai misiunilor diplomatice, în raport cu o acțiune din partea președintelui, eu nu sunt adept la așa ceva. Mie îmi place să fim tratați astăzi pe poziție de egalitate. Dar dumneavoastră simțiți aceste duble standarde. Eu, în legătură cu faptul că astăzi a fost la această întâlnire un concurent electoral, Stamate, ea de acum a prezentat aici un mesaj, o idee precum că noi suntem aici pentru ca să luptăm cu corupția, ulterior să-i votați în cadrul Parlamentului. Inclusiv și doamna președinte a spus, pentru a face această reformă, am nevoie de un parlament care să adopte o astfel de legi, dar acest parlament, acum, indirect, sub înțelege, trebuie să fie favorabil președintele Republicii Moldova. Și părerea noastră, replică, vă rog, pe scurt. Da, eu propun să revenim acest subiect săptămâna viitoare. Părerea mea foarte simplă. Deci, Alisa Stamat este în funcție de consilier? Este. Legea interzice acest gen de acțiune? Asta de o clipă. Legea interzice? Nu interzice. Este cecul. Cecul este unica instituție care poate reacționa în cazul dat. Vor reacționa ei. Bine, nu vor reacționa, înseamnă că așa corect. Domnul Pavlovski, ca profesor universitar, vă spun, am reacționat. Și am spus că eu nu sunt adept la dublelor standarde. Cecul va reacționa sau nu, asta e altă întrebare. Nu este vorba de dublele standarde. Eu văd lucrul acesta. Nu este vorba de... Eu înțeleg că dumneavoastră sunteți gata să vorbiți despre dublele standarde încă pe miezul nopții, dar trebuie să încheiem emisiunea. Din păcate, timp nu mai este. Este categoric împotriva acestui gen de expresie. A cărei expresie? Dublistan. Da, eu sunt de acord, la fel. Vom continua săptămâna viitoare. Eu mulțumesc foarte mult, domnule Crnaț, domnule Pavlovski, mulțumesc foarte mult. Vă doresc o noapte bună, ne vedem săptămâna viitoare, marți la ora 20:00. Să aveți un sfârșit de săptămână frumoasă.